Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitură cu fructe și bezea cu nucă. Avem nevoie de fructe. În cazul meu voi folosi 300 de grame de vișine, la care le-am scos sâmburii și le-am lăsat peste noapte cu 3 linguri de zahăr ca să se îndulcească puțin, că erau foarte acre. Pot fi folosite și afine, și mure, și zmeură, orice fructe dorim. Mai avem nevoie de 3 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr pudră, o fiolă de esență de vanilie, 100 de grame de unt moale, 180 de grame de făină albă și o linguriță de praf de copt pentru blat. Am pus și cuptorul la preîncălzit. Primul cu care începem este blatul și untul moale. Îl vom bate cu mixerul cu zahărul pudră. După ce s-a făcut ca o cremă, punem și gălbenușurile, unul câte unul, peste care am pus și un praf de sare, pentru gust. Înainte de a începe să facem prăjitura, punem și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Punem și fiola de vanilie. Peste făină punem și o linguriță de praf de copt. O amestecăm. Și amestecăm cu compoziția pregătită anterior. Renunțăm la mixerul cam bază. Și aluatul cu unt este gata. Am pregătit și o tavă de 20x30 cu adâncime de 4 cm. Deci nu este foarte adâncă. Așezăm aluatul în tavă. După ce am așezat aluatul într-un strat uniform, așezăm fructele. 300 de grame de fructe și le dăm la cuptor pentru un sfert de oră, la 180 de grade. Următorul pas este să facem glazura prăjiturii și avem nevoie de cele 3 albușuri, 100 de grame de zahăr pudră cu un strop de esență de migdale și 100 de grame de nucă măcinată. Batem albușul spumă. Apoi punem zahărul lingură cu lingură. Punem și un strop de esență de migdale, foarte puțin pentru că este puternică, doar pentru un gust foarte fin punem. Așa, am pus foarte, foarte puțin. Am bătut bine bezeaua. Punem nuca și amestecăm cu paleta, cu mișcări largi de jos în sus. A trecut un sfert de oră, acum punem repede bezeaua. Și o mai lăsăm la cuptor încă 20 de minute, până se rumenește și bezeaua. Au trecut încă 20 de minute, prăjitura s-a copt, s-a rumenit și bezeaua. O lăsăm așa să se răcească complet și apoi o porționăm. Prăjitura s-a răcit bine, să vedem cum arată și în interior.
Este foarte fină, fragedă, un aluat fraged. De la vișine are un gust acrișor. Combinația dintre nucă, vișine și blatul pufos și gustos, blatul cu unt, un blat fin, este excelentă. Încercați această rețetă, se poate face și cu afine, rețeta de bază este cu afine. Eu am folosit vișine pentru că asta aveam, dar este excelentă, nu ca și cu bezeaua. Poftă bună!